Bună ziua, stimați prieteni! Așa cum v-ați obișnuit la sfârșit de săptămână, vinerea, ne întâlnim în cadrul președintelui Igor Dodon Răspunde. Eu știu că la mare majoritate deja dispoziție de sărbătoare. Eu, la fel ca și o bună parte dintre dumneavoastră, ieri am podobit Brado acasă, copii și cu soție. Apropo, e sărbătoare, cred că pentru oricare familie și e o amintire foarte frumoasă pentru copii. Dar, în pofida faptului că ne apropiem destul de rapid de sărbătorile de Revelion, mai sunt 2-3 săptămâni de muncă destul de activă și în Parlament și în instituția prezidențială. Chiar discutam cu colegii dimineața astăzi despre scenariul inaugurării noului președinte și evenimentele care vor avea loc în cadrul acestei clădiri în instituția prezidențială. De aceea, cu dispoziția de sărbătoare care este, o lăsăm mai târziu. Avem multe activități în timp apropiat și cred că avem o săptămână, 10 zile destul de pline de evenimente. Astăzi noi facem această emisiune, am organizat-o în regim, în format online. Am solicitat întrebări de la presă, avem de la 12 surse media diferite întrebări, 25-30 întrebări, de asemenea vom răspunde și la câteva întrebări pe care noastră le veți adresa acum online. Eu o să merg repede pe întrebări și după aceea mă uit și la ceea ce înscriți dumneavoastră. Văd că deja au început să vină întrebări și de la dumneavoastră. Așa. Jurnal TV. În cadrul unei emisiuni, un lider politic a declarat că imediat după investirea Maia Sandu în funcția de președinte, Ion Chicu își va da demisia. Cum comentați? Eu am văzut multe întrebări și multe speculații la acest capitol. Eu vreau să vă spun că agenda și a Guvernului și a mea în calitate de președinte al Republicii Moldova și a colegilor din fracțiunea socialiștilor acum este axată nu atât pe demisii sau pe numiri, este axată pe ceea ce trebuie să fie aprobat, legile ce trebuie să fie aprobate, pentru a asigura interesele și rezolvarea problemelor care se rezolvă, se ciocnesc cetățenii. Pentru noi acum e prioritar politica fiscală, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor obligatorii medicină. Noi am discutat la acest capitol în ultimele săptămâni. Sunt niște legi foarte importante care trebuie să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2021. De aceea nu vorbim acum de demisie. Cine, când, cum. Dar, după cum cunoașteți, ieri Curtea Constituțională a aprobat rezultatele alegerilor. Eu am felicitat-o pe doamna Maia Sandu și reiterez că după data de 24, pentru că scenariul care este la mine pe masă de investire se referă la data de 24 decembrie, după data de 24 decembrie, responsabilitatea de situație în țară este pentru doamna Maia Sandu. Noi o să acordăm tot suportul necesar pentru ca să se manifeste, să rezolve problemele cu care se ciocnesc cetățenii. Evident, vom fi destul de critici atunci când se va trece la unele acțiuni care, în opinia noastră, nu corespundă intereselor cetățenilor și așteptărilor cetățenilor. Așa că demisii sau nu demisii vom vedea. Eu cred că, cine a întrebat acela jurnal? Filip? Nu, Filip cred că se roagă să nu plece Chicu din funcție sau să roagă să fie el numit prim-ministru. Pavel, nu știu cum îi spune, domnul Filip, nicio șansă. Мечтать не вредно. Ну, ты вот тебя смотан ними премьер-министр. Гата, судус. Что он мотору парламента на свете? Ам вызвал диферите адресы, диферите инвинуирь, ла адреса мя, ла адреса коллегилор. Ну, май дац вина пе ними. Дац факуто ку мына пропри. Шо с коллегит ши результатель? Ну, и вам ажутат атомч, кан трябия с важутам. Пе диори винит ла гувернаре. Дупа че я отслот алты дечизи. Deci acum asumați-vă și consecințele. De aceea, în anul viitor, cum am menționat, vor fi alegeri anticipate, când, cum, vom vedea, vom discuta. La sigur, ne așteaptă o perioadă foarte, foarte nu simplă. Din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, sper că social totul va fi ok, sper că președintele țării, viitorul președinte a țării, va face față acestor provocări destul de dificile, mă refer provocării a timpului. Problemele care urmează să le rezolve. Noi suntem gata să ajutăm. Adevărul, guvernul a anunțat marți seara că premierul Ion Chicu a fost infectat de COVID-19, dumneavoastră ați fost în contact cu prim-ministrul luni, cu o zi înainte. De ce nu ați intrat în autoizolare? Prieteni de la adevărul.ro, nu vă faceți griji sănătatea mea, eu sunt ok. Evident că în cazul când aveau să apară simptome, trebuia să întreprind unele măsuri. Am dat testul, totul este ok.
nu sunt infectat cu COVID-19, de aceea nu sunt simptome, muncim mai departe. Tot adevărul, Polițianul Jirinovski a declarat că dacă Chișinău va încerca evacuarea forțată a trupilor ruse din Transnistria, Moldova, Moscova va tripla numărul militarilor ruși. Eu am văzut aceste declarații. Eu nu vreau să comentez declarațiile unor politicieni străini. Eu mi-am expus opinia referitor la declarațiile politicienilor din Republica Moldova. Și le-am sugerat să fim foarte atenți în declarații. Mai ales atunci când se referă de prima persoană în stat. Eu înțeleg că poate încă nu s-a clarificat în toate detaliile și mai face o declarație care nu este tocmai cea mai potrivită și corectă. Văd că în ultimul timp s-a mai clarificat în știi ce asta OGRV, știi ce asta pacificator, pentru că sunt lucruri diferite. Militarii care sunt în Transnistria sunt două componente diferite. Sunt cei care păzesc munițiile, care trebuie să plece odată cu munițiile, și lucrul ăsta l-am spus și eu tot timpul, și sunt pacificatorii. Păi cu pacificatorii ce aveți? Pacificatorii sunt și ruși, și moldoveni, și ucraineni, și OSCE, cu mandat internațional. Pacificatorii nu atingeți. Cu aceea, da, haideți să vedem ce facem cu aceste muniții și punem punct. Eu am început acest proces. Am început discuția cu partea rusă. Am discutat cu ministrul apărării Șoigu la Chișinău 2 ani în urmă. Acum va fi președinte, sau anul în urmă, va fi nou președinte, las să continui acest lucru. Și foarte atent la declarații. Sunt diferiți politicieni și în Republica Moldova, și în Federația Rusă, și în alte țări, care fac multe declarații. Dar oamenii de stat, președintele țării, cei care sunt în funcții, cei care trebuie să asigure interesele statului, trebuie să fie foarte atenți ce zic, cum zic și unde zic. ProTV. Fratele dumneavoastră și Vâlcu sunt acuzați că sunt implicați în scandalul cu auto-anabolizante. Care este situația? În primul rând, vreau să... Bine că mi-ați dat această întrebare. Toate acestea sunt aberații. Și sunt învinuiri și calumnii. Și apropo, eu știu că acest deputat a fost dat în judecată deja. Haideți să vă explic ce cu această operațiune. Conducerea de vârf a țării, eu personal și alți conducători de vârf a țării, au fost informați ceva timp în urmă, câteva săptămâni, că sunt suspiciuni că transportul diplomatic care nu poate fi stopat și verificat este utilizat pentru lucruri ilegale. Și noi atunci am spus, am dat indicații, urgent să verificăm toate destinațiile. Când merg în est, când merg în vest. Și acest micro sau autobuz ce a fost acolo, acest camion a fost oprit nu de alți grăniceri sau vameși din alte țări, dar de ai noștri, moldoveni. Și vă dați seama că ei puteau să-i stopeze SIS-ul, Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal, doar pentru că acolo e cu numeri diplomatici, e pus ștampil, nu poți să-i verifici. Ei puteau să facă acest lucru doar cu acceptul conducerii țării. Așa că aceasta a fost o operațiune care noi am știut de ea, despre care am fost informați și care a fost dusă cu bine până la capăt. Cel puțin la această etapă. Cine este implicat și cum? Evident că sunt implicați cei care asigurau transportarea acestor mărfuri interzise. Este implicat ambasadorul, fostul ambasador deja sau nu? Lucrul ăsta se va expune Procuratura Generală. Eu nu sunt procuror, spun că este implicat sau nu. Dar toți cei care au fost implicați trebuie atrași la răspundere și vă asigur că vor răspunde în fața legii. Și nu legați aici cu oameni apropiați mie sau cu rudii de mele. Pentru că astea sunt aberații. Încă o dată vă spun, aceste operațiuni au fost coordonate și discutate cu conducerea de vârf a țării. Și au fost efectuate și îndeplinite eficient. Și vreau să felicit pe cei care au asigurat aceste operațiuni. Și de la SIS și de la alte instituții de stat. Tot ProTV. Pe ce dată ați promulgat legea cu privire la SIS și de ce ați grăbit să faceți acest pas? Eu am văzut câte discuții în presă. Legea cu privire la SIS și legea cu privire la Stadionul Republican au fost aprobate de Parlament pe data de 3 decembrie. Parlamentul trebuie poate să le remită în aceeași zi la promulgare sau numai târziu de 20 de zile. Legile au fost trimise în aceeași zi, pe data de 3 sau pe 4 dimineață. Și pe data de 4 eu am promulgat aceste legi. Este dreptul președintelui. Ceea ce nu văd absolut niciun fel de întrebări. Că a suspendat mai departe Curtea Constituțională
aceste legi. Aceasta este dreptul deputaților și Curții Constituționale. Ce va fi mai departe? O să aibă loc ședința Curții Constituționale, când, în viitoare, peste o săptămână, ei vor decide și vor lua decizia finală ce fac cu aceste legi. Le blochează dacă sunt argumente. Eu nu prevăd argumente. Și știu că se muncește acum și din partea Parlamentului și din partea deputaților din PSRM, care vin cu argumente suplimentare că totul este legal. O să vedem care va fi decizia finală. Primul Moldova, ce va fi cu stadionul Republican? Eu mi-am expus opinia din numărate ori. Eu consider că această lege aprobată în 2018 a fost cu încălcarea legislației. Acest teren trebuie să rămână în proprietatea statului Republica Moldova. Și să fie utilizat pentru interesele statului, interesele cetățenilor. Noi am atacat, deputații socialiști au atacat legea din 2018, care a fost semnată nu de mine. Eu am fost suspendat din funcție atunci și a fost semnată această lege de Candu. Mai târziu, Comisia de la Veneția a spus că suspendarea președintelui și semnarea legii de către altă persoană este un act ilegal anticonstituțional. Prin urmare, legea din 2018 este o lege semnată cu încălcarea Constituției. Indiferent de ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Parlament, și ieri deputații din fracțiunea socialiștilor au mers cu această sesizare la Curtea Constituțională. Deci eu cred că acest teren va rămâne în proprietatea statului. Eu de mai multe ori am sugerat și le-am propus partenerilor americani, care noi trebuie și vom avea relații foarte bune strategice. Le-am propus de multe ori să aleagă alt teren. Și am spus despre lucrul ăsta public de mai multe ori. Evident că e rușine ce se întâmplă cu terenul ăsta din centrul Chișinăului. Pentru că acolo e haos. Bomjii dorm acolo, câini, vagabonți, așa mai departe. Evident trebuie să facem reguli. Mă refer la stadionul la terenul stadionului. Dar acolo noi putem să facem ceva de interes public. Și eu am propus americanilor, haideți să vă dăm alt teren. Chiar 2 ani în urmă. Le-am propus terenul la Vasile Lupu, de exemplu, care e tot așa, 5-6 hectare. De aceea trebuie să avem relații bune cu partenerii americani și noi vom susține aceste relații bune, dar dacă vorbim de aceste terene, în opinia noastră ar fi bine să rămână proprietatea statului. TV8. Ce pericol paște pe Gascan? Nu știu. Întrebați pe cei care au dat informații de la SIS, de la alte structuri, că atunci, în luna iulie sau în iunie, avea nevoie de pază. Acum, probabil, nu mai este. Nu știu, decizia aparține la cei care vin cu astfel de informații. Tot TV8. Deputații PSRM au înregistrat în Parlament un proiect de lege prin care se propune revenirea la ieșirea la pensie pentru femei 57 de ani, iar pentru bărbați la 62 de ani. De ce ați venit cu această inițiativă și de ce acum? Noi cu o astfel de inițiativă tot timpul am vorbit despre ea. Hai să vă amintesc despre ce este vorba. În anul 2016, după ce eu am învins la alegeri prezidențiale, dar până a intra în funcție, adică eu am învins pe data de 13 noiembrie, dacă nu greșesc, și am intrat în funcție pe 23 decembrie, practic o lună și 10 zile. În acea perioadă, Parlamentul a aprobat mai multe legi pe care le-a semnat președintele până la mine. Una din aceste legi a fost majorarea vârstei de pensionare. Eu atunci m-am expus și am spus că aceasta nu este corect. Pentru că oamenii în Republica Moldova nu ajung la vârsta asta de pensionare. Nu-i calitatea vieții aceea. Și majorarea la 63 de ani și la bărbați și la femei, în opinia mea, nu este corect. Și de mai multe ori am spus că noi trebuie să revenim la acest lucru. Și de fapt, ceea ce au făcut acum socialiștii, au propus un proiect de lege la care se revină la situația care a fost. 62 la bărbați, 57 la femei, și 54 la femeile cu mulți copii. Eu nu știu, să fie aprobată această lege în Parlament sau nu să fie aprobată, dar eu consider că este o lege corectă. Și dacă ea va fi aprobată și eu voi avea posibilitatea să o semnez, eu voi semna. Telecompania Мир. Сегодня состоится саммит ЕАЭС. Какие темы вы намерены обсуждать на этой встрече? Какие вы видите будущее участие Молдовы в этой организации в свете последних политических событий в стране? Да, сегодня состоится саммит руководителей стран ЕАЭС, это Евразийский экономический союз, буквально через 45 минут в 11:00.
будет это заседание, открытая часть этого заседания, где я буду участвовать. У меня есть выступление. Я буду выступать сегодня рядом с коллегами, с Путиным, с Лукашенко, с другими президентами. Кроме обсуждения текущей ситуации, то, что происходит в наших странах, есть несколько очень интересных моментов. К примеру, сегодня будет рассмотрено предоставление статуса наблюдателя Узбекистану и Кубе. Вот две страны должны получить сегодня статус наблюдателя. Хочу напомнить, что Молдова является первой страной, которая получила статус наблюдателя Евразэс. Я считаю, что это хорошее достижение. Что будет дальше? Я думаю, что мы должны дальше сотрудничать с Евразэс. Я свою позицию не поменял. Я в 2017 году подписал меморандум о сотрудничестве с Евразэс. И в мае 2018 года по моей просьбе Молдова стала первой страной, которая получила статус наблюдателя. Я слышал некоторые высказывания от нового президента, который считает, что нужно все это пересмотреть. Я бы посоветовал не торопиться. Ну, ломать, не строить. То есть разрушать здесь много ума не надо. Можно разрушать все. Но вот наладить такие конструктивные отношения, одно же другому не мешает. У нас есть соглашение с Европейским Союзом. И мы ее дальше развиваем. Но это не означает, что если мы дружим с Европой, мы должны выходить из всех организаций, которые есть на Востоке. Поэтому Евразэс – это перспективный интеграционный проект. Экономический проект, не геополитический, экономический. Я считаю, что сотрудничество в рамках Евразэс нужно и можно продолжить. И мы сделаем все возможное для того, чтобы это все было и дальше. Так, проект у Медиа Кусинец. Есть Аша Медиевна? Есть. Домнули пришли день, компания электорал, пипажня дня остров в чалы, фейсбук, а возут мой мульти постер спонсоризать. Чини оплатить пентро части постер, шикумли с рапортат лачек. Стимац журналист, репрезентант с масс-медиа, эвидент к туате келтуэлео фост рапортате. Дака фост пусала спонсоризер карива пажин мяу в чалде Фейсбук, эвидент кофос факути дин фонду электорал. Лафел кари конкрет кофокуту шересту конкуренцлор электорал. Спутник Молдова. Фуарте мулт читатень сент ангажурас де интенция гуверну де атакса ду бензли ла бенч а читатень ду. Масура серега сештем политика фискалы пентру ану вейтор. Кум кой здраца часто масура фискалы ар требуи сау ну апликат. Ёшту ка ультими зече ань, сау чопцам ультими чинч. În fiecare an se discută să se înceapă parțial impozitarea acestor venituri. S-a propus să se înceapă sau să se meargă la această etapă. Vor susține deputații sau nu? Nu știu, vom vedea săptămâna viitoare. Dar încă o dată, acest subiect se discută, eu mi-aduc aminte, încă eu eram ministru economiei, 13 ani în urmă. Tot se discuta, hai să începem, hai să începem. Și tot s-a amânat. O să vedem dacă va fi luat o astfel de decizie. Și a doua întrebare de la Sputnik, în cazul în care Moldova nu va beneficia de asistență financiară externă până la alegerile anticipate, vor fi identificate alte surse de finanțare? Uitați-vă, în acest an, guvernul Chicu, în condiții destul de dificile, a găsit posibilitatea să gestioneze situația, noi împreună. Am plătit pensii, salarii, am dat mai mulți bani la drumuri, am majorat salariile la medici, am găsit posibilitatea să dăm de două ori 700 și 900 de lei la pensionare, apropo, în anul viitor la inițiativa socialiștilor va fi 1.000 de lei la pensionare cu pensia mai mică de 4.000 de lei. Noi acest lucru am reușit. Fără mari finanțări din afara țării. Se planifica că deficitul bugetar în acest an va fi de circa 15-16 miliarde de lei. Vedem că el se încadrează în 8-9 miliarde de lei și va fi cu mult mai mic de ceea ce am planificat. De ce? De atâta. Pentru că bugetul și situația din țară a fost gestionată de o echipă profesionistă. Cu lucrare între președinte, speaker și premier. Va putea următorul președinte să asigure astfel de coordonare? Timpul va arăta. Din ce văd eu mesajele cu care se vine, nu se dorește colaborare. Dacă nu va fi colaborare, evident că situația se poate înrăutăți. Cine va fi responsabil de acest lucru? Responsabil va fi următorul președinte al țării. Dacă se va dori colaborare, noi suntem gata de dialog. Uitați-vă, într-o situație
Dificil. Eu doar în calitate de președinte al Republicii Moldova pe parcursul acestei perioade. Eu nu am avut majoritate parlamentară. Eu am fost nevoit să merg la unele cederi, la unele discuții, pentru a asigura o guvernare eficientă. Atunci când a fost necesar, eu în calitate de președinte am făcut un pas și m-am înțeles cu cei de dreapta, cu blocul acum. Și ne-am așezat toți la masa de discuții. Socialiștii, blocul acum și am făcut guvern. Am asigurat că în Moldova să fie o anumită stabilitate, să-l dăm jos Plăhătniuc. Mai departe, când blocul acum a început să, știți ce s-a întâmplat, a vrut să plece de la guvernarea în trecut, eu am găsit compromis cu alți deputați. Și am făcut majoritate parlamentară și am numit un guvern. Întâi minoritar, pe urmă coaliție guvernamentală. De ce am făcut aceste lucruri? Da, cu cederi. Da, cu riscuri pentru imaginea politică. Dar eu am făcut acest lucru pentru a asigura gestionarea eficientă în țară. Acum este posibilitatea să se manifeste următorul președinte. Datorită pașilor care am întreprins eu în ultimul an jumate după plecarea lui Plăhătniuc, la noi în țară s-au plătit salarii, pensii, s-au făcut drumuri și așa mai departe. Da, încă o dată, cu riscuri politice pentru mine, dar eu am mers la acest. Noul președinte are posibilitatea să se manifeste. Este gata de dialog? Noi suntem gata să ne așezăm, să găsim numitor comun. Pe orice subiect. Când facem alegeri parlamentare începate? Cum le facem aceste alegeri parlamentare începate? Cine gestionează, cine guvernează până la alegeri parlamentare începate? Eu sunt gata să discut toate aceste chestiuni. Nu cu declarații și învinuiri, nu știu de care, în piață, cum voi faceți. Vreți capul Dodon, am văzut unde acolo. Și dumneavoastră ați promovat aceste mesaje. Păi cum dumneavoastră? Vreți să discutați și să găsiți numitor comun, dacă vreți acest lucru? Sau considerați că ați venit la prezidențiale și gata, aveți toată verticală putere? Nu, este parlament, este guvern. Este parlament unde voi aveți câțiva zeci deputați. De două ori mai puțin ca socialiști. Păi așezați-vă și discutați. Noi suntem gata să ne așezăm și să discutăm. Alegerile parlamentare începate, am spus, începem cu luna mai, pot să aibă loc. I-am auzit că echipa doamnei Maia Sandu caută vreun șiretlic cum să dizolve parlamentul mai repede. Nu clasic. Clasic cum? Demisia guvernului și nu se alege guvernul. Sau parlamentul nu face ședințe, nu aprobă legi 90 zile. Ei nu vor să meargă peste două. Ei caută alt șiretlic prin Curtea Constituțională, pentru că acolo sunt reprezentanții blocului acum, de la PAS și DA, și ei consideră că au majoritate și hai cumva să facă un șiretlic. Nu începeți activitatea noastră în funcție de stat prin încălcarea Constituției. Pentru că o să vă ajungă din urmă aceste încălcări. Sunt două căi legale. Haideți să mergem pe aceste două căi legale. Alegerile parlamentare începate, începând cu luna mai, vrem să le facem mai târziu, luna septembrie-octombrie, haideți să ne așezăm, să facem foaia de parcurs cu colegii mei din Parlament. Și să mergem înainte. O să încercați să faceți șiretlicuri, să interpretați Constituția așa cum vă scriu acum unii consilieri, o să vedeți la ce o să ajungă. Așa că, dacă nu va fi finanțare externă, reușim sau nu reușim? Păi, Chico a reușit. Dodon, Chicu, Greceanu, conlucrarea care avem, noi am reușit. Vor reuși ei? Nu știu. Eu am mari dubii. Dar haideți să vedem. TVR Moldova. Este adevărat ce scrie Comersant. Так, московский коммерсант сообщает, что Игорь Дадон запрос на получение агремента на назначение новым послом в Москве депутата Головатюка. Да, я под сконфир. К септемына часто в острый трасс домну Негуца, амбассадору Ла Москва. Сейчас спуса чест лукру, и гуверну лату дечизи, ин опиня мя корректа. Și, într-adevăr, a fost transmisie solicitările pentru a obține agremanul de la partea rusă pentru domnul Golovatiuc, președintele Comisiei Economiei, Buget și Finanțe din Parlament. Eu cred că toți și oponenții noștri politici din Parlament recunosc că este o persoană foarte profesionistă, care a fost și profesor la Universitatea din Sankt Petersburg. Este un economist de carieră și un polician de carieră. Și a fost președintele mai multor grupuri
parlamentare. Și eu cred că este persoana care poate asigura un nou nivel al relațiilor bilaterale cu Federația Rusă. Eu preventiv am discutat și cu partenerii ruși referitor la această candidatură. Și eu sper foarte mult că domnul Golovatiuc va deveni ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă. Cine va semna? Va semna eu sau va semna doamna Maia Sandu? Acesta deja ține de... Depinde cât de repede o se miște cu toate actele. Dar eu nu cred că noi trebuie, indiferent cine va semna, noi trebuie să punem sub semnul întrebării profesionalismul și capacitatea domnului Golovatiuc de a dezvolta relațiile noastre bilaterale. NTV. Domnule președinte, care sunt prioritățile dumneavoastră odată cu revenirea în echipa PSRM? După cum cunoașteți, eu am menționat că va fi congresul pe data de 30 decembrie. Nu putem să-l facem în format prea larg, sunt acele restricții care sunt. Până la 50 de persoane, cred că vor fi în două locații, delegații 50 și 50. Sper că decizia va fi luată pe data de 30 și în decurs de câteva zile vom trece toate procedurile de înregistrare pentru a fi numit noul conducător, noul președinte al Partidului Socialist din Republica Moldova. Care sunt prioritățile? În primul rând, noi la Congres cred că vom aproba un nou program politic al Partidului Socialiștilor. Avem foarte multe activități, dar cea mai mare prioritate sau prioritatea numărul 1 va fi pregătirea Partidului pentru alegerile parlamentare începate din anul următor. Eu sunt ferm convins că Partidul Socialiștilor din Republica Moldova în anul viitor va învinge, adică va lua locul întâi la alegerile parlamentare începate. Eu am văzut diferite pronosticuri. O să vedeți. În anul viitor, socialiștii, așa cum a fost începând cu anul 2014, tot timpul au învins la alegeri parlamentare. Așa va fi și în anul 2021. Și socialiștii, împreună cu noua conducere a partidului, vor juca un rol decisiv în soarta politică a următoarei guvernări. Și actuale guvernări, dar și a următoare. Accentul vă и члены вашей команды неоднократно затрагивали тему функционирования в Молдове различных МПО. Скажите, не собираетесь ли вы в ближайшее время разработать законопроект, регулирующий деятельность НПО в нашей стране? Я считаю, что это нужно обязательно сделать. Мы видим, что неправительственные организации уже становятся политическим инструментом. Причем намного серьезнее, чем даже большие, крупные, организованные политические партии. И мы видели и в этой избирательной кампании, когда сотни тысяч НПО активно вмешивались в избирательную кампанию на стороне одного конкурента против другого. Я хочу заметить, что большинство этих НПО финансируется из западных фондов. Причем, если суммарно взять, какие средства там вкладывались, они в несколько раз, в десятки раз превышали избирательный фонд конкретного кандидата на президентских выборах. Конечно, с этим нужно что-то делать. Я знаю, что кто-то сейчас начнет меня критиковать. Но давайте возьмем западный опыт. Вот у меня на днях, позавчера был министр иностранных дел Венгрии. Вот давайте возьмем опыт Венгрии в регулировании деятельности НПО. Венгрия же член Европейского Союза, член НАТО. Я не говорю про более жесткие меры, которые приняла Россия. Назвала иностранных агентов НПО, которые занимаются там политикой и так далее. Я предлагаю брать чисто венгерский опыт. Вот один в один возьмем этот закон, то, что они сделали, и мы его предложим принять в Республике Молдова. Или то, что в Штатах, в Соединенных Штатах там еще жестче. Я считаю, что это нужно сделать. И я вам обещаю, что мы это делать обязательно будем. А как по-другому? Получает десятки миллионов зарубежных средств, ни за что не отвечают, всех критикуют, в избирательной кампании мочит только одного конкурента, поднимает в небеса другого кандидата и говорят, а мы МПО, мы ни за что не отвечаем. У нас, мы за мир во всем мире. Посмотрим. Unimedia. Ce veți face pe 25 decembrie? Cel mai probabil va fi la Moscova.
Пидолза шпатру сара, дупачи вавялук инаугурария нулую пришединте, лакари ам анмити ангажаменти, кари требуй сплатить в кашер деста, требуй сонта лес пидолма майя санду на часы кладири, дупа инаугурария. Сара, чем мы пробовали, пидолза шпатру выплекала Москва, пидолза шчинь сдержат, сон планификати мемуты интервидери, но свина, кум коче си детали, вы фачи у эмиссиуни пришединка распунди, наинти деплекари ж вывоеда детали, дар вофи интервидери форт импортанти. Mergem cu grupă de colegi din conducerea partidului. Deci, pe 25 decembrie voi fi la Moscova, cel mai probabil. Și a doua întrebare de la Unimedia, cum și unde veți sărbători Revelionul? Ca de obicei, cu familia. Și știți că la mine pe data de 1 decembrie este ziua de naștere a mamei mele, 1 ianuarie. Deci, în fiecare an de 1 ianuarie eu sunt lângă părinți și lângă mama mea. Și așa va fi și în acest an. Acestea au fost întrebările de la mass media. Acum, repede, în 10 minute, ca să reușim la ședința Evrazes, o să răspund la câteva întrebări de pe care vin acum live. Любовь Стройлова. Oare poate Sandu cu cetățenii române să fie președinte al Republicii Moldova? Cu regret, legislația Republicii Moldova nu explică și nu introduce reguli foarte clare. Eu consider că nu este corect când cetățeanul al altei țări conduce cu Republica Moldova. Și eu știu că sunt mai multe inițiative legislative în acest sens și sper că ele vor fi aprobate. Ruslan Victorovic, когда прижмут Канду к стене, он правая рука плохиша и мутит воду до сих пор. Руслан, насколько я понимаю, прокуратура двигается вперед. Я не хочу делать заявление от имени прокурора, но никто от правосудия не уйдет. Я вижу, что этот горе-политик пытается сейчас как-то под новую власть уйти, под Майю Санду, там, хлопает в ладоши и так далее. Ну, я не думаю, что Майя Санду не понимает, кто такой Канду. Ну, если не понимает, тогда это ее проблема. Все будет, я думаю, что время вот, доходит и до него. Вы видите, в последнее время есть очень много движений по миллиарду неплохих. Опять не буду сейчас все комментировать, вы все это видите. Ион Русу. Дичи блок лакум шарит раз дим парламент проект удележи привин иллюстрация. Харисант аргумент. Ион кер форти буна интербари. Чей дим блок лакум, кари чел мемул стрыгау диспред де олигархизари, требу тэц вам не уплохать нюк даджос. Шакума кына фост на регистрат в парламент проект удележи, și din partea blocului acum, și din partea socialiștilor, care privește scoaterea din funcție tuturor conducătorilor a instituțiilor sub Parlament, care au fost numiți pe timpul lui Plahotniuc. Blocul acum s-a dat cu fundul la perete. De ce? Și eu cred că răspunsul este foarte clar. Din Occident le-au spus, eu am văzut declarația lui Mihal Conțeleste, nu se poate. Adică dacă e hoț, nu se poate dat afară. Sukin sân, nu naș. Păi nu merge varianta asta. Dacă voi vorbiți de deoligarhizare, hai să mergem pe deoligarhizare. Și cu conducerea băncii naționale, și toți trebuie să fie dați de jos afară. Noi o să mergem mai departe cu acest proiect de lege și o să vedem cum o să votez în Parlament. Maia Vrabie, хотелось бы узнать у вас о вакцине от коронавируса. Когда она поступит в нашу страну и сколько будет стоить вакцинация? Госпожа Врабие, сейчас точно уже мы не скажем, когда она будет, эта вакцина. До конца этого года точно не будет. Я буду в конце декабря в Москве, поговорю с коллегами. Ну, как я вам говорил, я уверен, что если бы мы победили президентские выборы, мы бы могли в срочном порядке получить эту вакцину из России. Мы видим, что в России начинается массовая вакцинация. Поэтому в конце декабря я поговорю с российскими коллегами. И я очень надеюсь, что у них позиция не поменялась, и они будут готовы нам эту вакцину дать. Сколько она будет стоить и для кого, я считаю, что для определенных категорий граждан она должна быть бесплатной. Это для всех, кто в первой линии, это для пенсионеров и так далее. Вообще идеально, чтобы оно было бесплатно для всех граждан Республики Молдова. Сколько она может стоить, я знаю, что российская вакцина стоит около 5-6 долларов одна доза. Я думаю, что государство может найти, сколько у нас, 2,5 миллиона граждан внутри страны. Можно найти 10-15 миллионов долларов и купить эту вакцину для того, чтобы обеспечить бесплатно для всех граждан Республики Молдова. Во всяком случае, мы будем настаивать именно на эту позицию. Хочу еще раз отметить мое мнение. Я считаю, что не надо обязывать
делать эту вакцину. Вакцинация должна быть и будет добровольной. Кто хочет вакцинироваться, вакцинируется. Кто нет, нет. Наталья Ивашку. Майя Санду спуска в рясы склады гарду для пшеницы. Была свершитул для дечембри. А с тачама играва проблема царя кум. Наталья, если вор была на Молдовень, я вам спусу шаза миссию. Ломать не строить, ума не треба. Ну, кари сенс вам устя пусть сквозь гардур. Нека спунецем в рог, нека каса алба, экземпл, американи, да? Че Байден девине акум пшеринте са пукати сквозь гарду де ла каса алба ден стат люните? Ну, куин курка гарду? Ну, я лам инсталат, апропо. Гарду ачеста инсталат де вороне на 2009. După 7 aprilie ce a avut loc la Chișinău. Încă o dată, nu eu l-am instalat. Și doamna nouă președinte spune că vrea să-l scoată. Nu, de distrus multă minte nu trebuie. Voi încercați să creați ceva, să construiți ceva, nu să distrugeți. Nu să-l scoateți și la asta ce... Viața să devii mai bună în Republica Moldova. În primul rând trebuie să cheltuiți bani pe scoaterea acestui gard. Mai bine pe banii să faceți altceva. Deci eu nu știu ce vor face cu gardul. Dar încă o dată, nu, asta arată, asta e populism ieftin. Asta e populism ieftin. Și e mai ușor de distrus, e mai greu de creat. Noi am creat. Noi am fost acei care am construit. Am reparat clădirea, am creat. Am construit drumuri. Acum o să vedem de ce sunt capabili cei care vin după noi. Luba Gamarat. Domnule președinte, spuneți, vă rog, cum aș putea supraviețui având pensia de 1800, primind factura pentru energie termică 1640. Doamna Liubov, noi pe parcursul acestui an am venit cu mai multe inițiative de suport pensionarilor. Chiar dacă nu mai suntem în timp apropiat în conducerea de vârf a țării, eu voi continua să vin cu inițiative și vă asigur că noi le vom aproba pentru a susține pensionarii. Eu sper foarte mult că și viitoarea conducere ne vor susține în acest sens. Și o să vedem atunci când noi o să propunem unele inițiative inclusiv oponenților noștri politici. De exemplu, îi spun eu că pensia minimă să fie 2500 lei. Haideți să o punem la vot în Parlament. Sunteți la conducere, când erați în opoziție, ați propus așa inițiativă, spuneați că asta e real, haideți să o aprobăm și să mergem înainte. O să vedem cum o să reacționez. Marina, scoră Sandu придет к власти и будет европейский пенсионный возраст 67 лет и для женщин и 70 для мужчин. Марина, мы сделаем все возможное, чтобы этого не было. Понимаете, вот мне задают вопрос, я видел и другие, которые говорили, Игорь Николаевич, а что будет после 24 декабря? Что будет со страной? Вот Майя Санду входит в это здание. Ну, давайте еще раз, чтобы мы понимали роли президента и что он может сделать. Президент может сделать очень много заявлений, деклараций, там, говорить налево и направо. Но без поддержки парламента и правительства это все будет пустой болтовной. Поэтому для того, чтобы что-то конкретно сделать или что-то испортить, разрушить, у президента будущего должно быть и парламент. Парламента у нее нет и не будет. Поэтому сейчас очень важно, чтобы мы, как ответственные люди, сделали все возможное, чтобы у народа после прихода в должность нового президента, чтобы было меньше проблем. Вот если кто-то будет пытаться делать проблемы, моя задача быть рядом с вами и сделать все возможное, чтобы не позволить будущему президенту испортить ситуацию в стране. У нас есть эти инструменты. У нас есть самая крупная фракция. За нас голосовало около 700 тысяч внутри страны. И я буду рядом с вами. Вот попытается что-то где-то, вот вы говорите, 70 лет пенсионный возраст. Для этого нужно, чтобы парламент проголосовал. В парламенте у них голосов нет. Если попробует, мы заблокируем. Если попробует какие-то другие методы, мы выйдем с вами на протесты. Я вам обещаю, что я буду рядом с вами. Вот будут пытаться что-то делать, мы с вами вместе скажем, это неправильно, мы с этим не согласны. И скажем, не дай Бог, потому что в этом случае мы предпримем раз, два, три, четыре. И я вам обещаю, что мы справимся.
Знаете, мы 5 лет назад или 4 года назад, до того, как я стал президентом, у нас было 24 депутата в парламенте. У нас было всего лишь 3 председателя района. У нас было 50-60 мэров всего лишь. И мы тогда сопротивлялись режиму Плохотнюка. Если нынешний или будущий президент, ну уже президент, не вступил в должность, попытается создать вот такой режим, мы сейчас намного сильнее. У нас фракция почти в 2 раза выше, больше, ну 37. У нас 21 председатель района. У нас 200 с чем-то, почти вот сейчас 250 мэров городов. Мы более подготовлены. Поэтому, конечно, мы сможем защитить ваши интересы, тех граждан, которые нас поддерживали и за нас голосовали. И вот эта активная политическая повестка, которую вы видите последние дни в парламенте, ну, этому доказательство. Да, меня спрашивают, Игорь Николаевич, может быть, надо было 2 года назад такую повестку. Согласен. Но с кем и как? 2 года назад был Плохотнюк, потом мы были в коалиции с блоком АКУМ, которые не были согласны на эти инициативы. Потом мы были с демократами, которые категорически не были согласны. Сейчас у нас нет коалиции. Мы ставим на голосование. Кто голосует, тот голосует. И у нас будет очень четкая, ясная и жесткая, когда нужна, политическая повестка. Для того, чтобы отстаивать ваши интересы. И я уверен, что у нас все получится. Анна Ганган. Кын сидискит границы Русия. Анна Йонукрет кантимпо пропиадвор фидискисе тотал фронтирли. Хайс фим реалишти. Оса дискут евиден таком кумбой фила Москва. Дар чел мой пробабил держа анколом примавар. Кым восходя нумару челор инфектация. Алена Иса, кым примим бурса пришедентилой. Так много шесть бурса пришедентилой есть и аккордаты ликтри гуверн. Ну, день институте президентиала. И оса верифик, оса ва информаем. Евгений Александрович, господин президент, вопрос, который волнует большинство граждан страны. Как вы считаете, после 24 декабря, после инаугурации Майсанду, кроме рождественских праздников, что ждет Молдову? Спасибо. Ну, частично, Евгений, я ответил на этот вопрос выше. Я хочу, знаете, как обычно я говорю, все будет хорошо и так далее. Не будет так просто. Потому что нету согласованной позиции и единой командной работы у руководства страны. Вот пока что мы имеем такую четкую, ясную позицию. Даже если премьер-министр сейчас дома, я ему желаю здоровья, мы общаемся каждый день с ним, с спикером, и мы слаженно идем вперед. После 24 декабря такой слаженной работы, скорее всего, не будет. Кто от этого потеряет, проиграет, конечно, граждане. Чем это обернется, ну, я уже сказал выше, я сделаю все возможное, чтобы потерь было как можно меньше. То, что будет, понятно. Следующий год будет очень непростым. Уже понятно, что это будет избирательный год, будут выборы. Вы понимаете, что до выборов будет, ну, избирательная борьба, война политическая будет. Потом будут выборы. Когда они будут? В мае или в сентябре? После выборов 2-3 месяца, пока найдутся общий язык, сформировать новое правительство. Поэтому у нас следующий год, вот весь год, к сожалению, вот он будет такой нестабильный. Но я уверен, что мы через это пройдем. Пройдем вместе. Мы прошли прошлый год непростой, когда мы выгнали Плохотнюка отсюда. Тоже тяжелый год был. Мы прошли вместе этот год. Тоже очень тяжелый. Коронавирус, засуха, выборы. Но мы прошли этот год, прошли вместе. Я уверен, что мы пройдем и следующий год вместе. Я обещаю, что я буду рядом с вами и будем бороться вместе. Главное, чтобы все были здоровы. Поэтому я желаю вам, вашим семьям здоровья. И веры в то, что у нас все получится. Не опускайте руки. Вот вы видите, сколько грязи, сколько борьбы против меня. И видите, что я не опускаю руки. Мы боремся, и у нас все получится. Получится для наших детей, для будущей нашей страны. Я в этом уверен. И в раз вас мулцумести мас претень, а шаг мас пуспатру здесь пату за синить минуте. В раз во врезла тот санатате, уикенд плакут але туричет драч, ши Гендурбуни, Гендурбуни пентру Молдова. Куда мне жут? Сукчес.